sărbătorire bună ziua, prin dispoziția numărul 525 din 12.06.2018, primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu, a convocat o ședință extraordinară, Consiliul Local al municipiului Roman. Următoarea ordine de zi, proiect de hotărâre privind efectuarea unor cheltuieli, aprobarea efectuărilor cheltuieli de bugetul local. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018, cu tot cu anexa 1. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptelor unei erori materiale și punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri. Punctul 4 este suplimentar. Dacă la ordinea de zi sunt ceva obiectii, discuții, nu sunt supus spre aprobare. Cine este pentru? Trecem la primul punct pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea efectuărilor unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei Buget Finanții. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Comisia de Cultură. Comisia de Cultură. Dacă nu? Cultură. Cultură. Avizul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, nu supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. În unanimitate. Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu anexa primită ulterior. Avizul Comisiei Juridice, aviz favorabil. Avizul... Discuții. Nu sunt supus spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate. Proiectul numărul 3 privind aprobarea dreptelor erori materiale. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Nu sunt discuții, sunt pus pe aprobare. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. În unanimitate. Proiectul numărul 4 privind aprobarea alipirii unor terenuri. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt discuții, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate. Ordinea de zi a fost ecuizată. Domnul primar, dacă dorește. Da, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de care ați dat nevoie, de care ați dat dovadă. A fost nevoie de această ședință pentru modificarea bugetului, așa cum ați văzut, pentru organizarea acestui concurs de not, având în vedere faptul că de astăzi copiii au intrat în vacanță și pe această cale vreau și eu să le urez vacanță plăcută copiilor, cadrelor didactice, de ce nu și părinților, că și ei oarecum au intrat în vacanță. Și de asemenea, ultimul proiect, cel venit astăzi, care este penultimul pas, ultimul pas îl vom face pe data de 27 iunie pentru depunerea proiectului de finanțare europeană pentru construcția unei grădinițe în zona cartierului favorit. A fost nevoie de această procedură de alipire și ulterior la ședința din 27 vom veni cu toate proiectele pe care le vom depune pe această axă de